Montana, la 4 ani și domnul președinte de 10 ani, pentru că este alături de noi și ne-a susținut totul de mers până acum. Eu mă bucur că după 30 de ani în care ne s-au promis oamenilor, în special tinerilor, un teren de sport, am reușit să facem acest lucru. Vreau să mulțumesc în mod deosebit pentru oameni cu suflet mare, oameni care ne-au sprijinit foarte, foarte mult și aici mă refer la voluntarii din echipa galbenă, pe care vă rog frumos să-i aplaudați toată lumea! În același timp vreau să mulțumesc și celor cetățeni, zic eu, care ne-au ajutat. Și le avem aici pe Ovidiu, dacă nu mă... Unde ești, Ovidiu? Pe Ovidiu, care ne-a ajutat cu tot ce ține partea de partea de tehnică a proiectului. Și le avem aici pe cel mai important om, constructorul nostru, care este un extraordinar, pe domnul Marian. Să știți că... Mulțumesc pentru sprijin. Și tuturor, aici este o muncă de echipă. Deci nu este nici meritul primarului, nici al altcineva, este munca la toată lumea. Ca la fotbal. Noi suntem o echipă. Acest proiect este mult mai amplu. Pe lângă terenul care îl vedem acum, avem acolo un parc pentru copii, care deja am comandat mobilierul, dar nu ne-a venit. Avem două zone de fitness mai evident, ne-am gândit și la mămiți, că nu se plictisoase pentru copii. Și pe fund, acolo avem o clădire administrativă, care jos va fi toalete și vestiar și sus le facem o sală de fitness. Anul acesta, noi sperăm să începem inclusiv lucrările la clădire. Clădirea vom face de idee proprie, adică voluntariat. Că toți suntem aici, cu cetățenii de aici, din comuna voastră. Vă anunțăm cum facem. Eu încă o dată vreau să mulțumesc la toată lumea, inclusiv celor care ne-au sprijinit să reușim să ducem la îndeplinire acest vis, care nu este al primarului, este la mai multe generații care și-au dorit acest spațiu. Așa cum vedeți și dumneavoastră, vedeți că noi avem foarte mulți copii. Tocmai de aia, una din prioritățile mele este de a investi în copii. Pe lângă acest complex, cum îl numim noi, avem o altă sală care am reabilitat-o și copiii de la dansuri și de la fluiere știu. Domnișoara este la fluiere, nu? Și cu ajutorul doamnei președinte am reușit să aducem și doi instructori, l-avem pe domnul și pe doamna Răulea, care sunt angajați ai Școlii Populare de Artă din Sibiu. Deocamdată avem o jumătate de normă. Noi sperăm la anul, cu ajutorul doamnei președinte, să primim o normă, pentru că aici chiar sunt copii, doamna președinte, și chiar avem la cine să ne adresăm. Avem încă 90 de copii la dansă, ceea ce este foarte bine. Și avem 40 și ceva de copii la fluier. Domnișoara este și la fluier. Este de... Dacă o vedeți, dacă îi vedeți pe toți, se rupe sufletul cu nivelul. Data viitoare venim să-i vedem la dansul fluier. Aș vrea să... Unde Alina? Alina! O las și pe Alina să spună că de la început noi am gândit-o împreună, mă aduc aminte acum și ceva, împreună cu Alina, cu Sorin și cu Radu, care este sufletul până la urmă, domnul arhitect, ne-am gândit, este până la urmă creația, din punct de vedere tehnic, al URAC. După un an și ceva, noi cred că am reușit să realizăm, nu, domnul arhitect? Da. Ceva, dacă ceva foarte. Dumneavoastră ați reușit. Și vreau să vă spun că ne-am alăturat de mersul domnului primar de a-l ajuta să contureze în primă fază parcul acesta, terenul de sport. Ne-am dat seama că domnul primar este un om care îngrește pur și simplu ceea ce face și am empatizat cu toții. Același spirit îl avem și noi, echipa galbenă, și asta a fost începutul nostru. Casian a venit. Împreună cu domnul arhitect Radu Bădilă, ne-am așezat cu toții la masă și am pus numărul, să zicem așa, la ideea și visul domnului primar de a pune pe hârtie în primă fază ceea ce vedeți astăzi, terenul de sport, parcul, care încă nu este finalizat, urmează să fie edificate mulțiar în domnul primar și ceea ce a mai rămas de finalizat. În altă ordine de idei, noi suntem mândri că suntem parte din acest proiect împreună și vrem să vă asigurăm că și pe viitor o să vă fim alături de mersul de gem acesta. Mulțumesc, doamna Alina. Vreau să vi prezint și pe prietenul nostru, pe domnul primar de la Talmaciu, care vă rog frumos să-l aplaudați, că este prietenul nostru. Avem o colaborare foarte bună pe mai multe domenii cu domnul primar.